Acum vom vorbi despre cuvântul bravo. De câte ori, poate că și am folosit, poate că și am auzit exprimarea în felul acesta. Eu sunt bravo, tu ești bravo, noi suntem bravo. Ceea ce nu se cunoaște este faptul că bravo este de fapt o exclamație, o interjecție. De aceea, niciodată nu îl vom utiliza în aceste formulări. Eu sunt bravo, tu ești bravo. Dar vom spune, bravo, te descurca de minune, bravo, sunteți minunați.